2011 a început cu vești proaste pentru Gorjeni. Scumpirile vor continua în următorii 5 ani, când acestea vor atinge valoarea celor din Uniunea Europeană. E o chestiune care se știa de mult timp. Ea a fost explicată prin faptul că există, conform unei decizii a Uniunii, unei directive a Uniunii Europene, un grafic de majorare a accizelor și de atingerea nivelului din Uniunea Europeană. Dar acest grafic este până în 2016. Deputatul social-democrat mai vine cu o veste proastă. Nici vorbă de bani în plus în ceea ce privește veniturile gorjenilor. Pensionarilor pensiile sunt înghețate, majorările la funcționarii publici sau la cei care sunt plătiți din bugetul de stat nu acopere, dacă vreți, nici măcar inflația pe 2010 și 2011, deci nu cred că era momentul acum de majorare a accizelor. Popeangă mai spune că taxele încasate în urma scumpirii accizelor sunt venituri sigure la bugetul de stat, lucru ce ușurează planul de venituri al guvernanților. Deputatul social-democrat a declarat că se așteaptă să urmeze scumpiri în lanț și la alte produse, inclusiv la cele alimentare.